politică, da? Și dosarul meu a numerit la referentul perioadei meu, Vasile Gaston, apropo care este valetul din facultate. Îi ducea geanta lui Vlad Filat la facultate la Iași și a fost și în procuratură aranjat de Vlad Filat la muncă după facultate. Și la cec din partea PD-ului a numerit tot Vlad Filat la numit acolo. Și stai deja trei legislaturi la Comisia Electorală Centrală. Deci cecul este politizat. Mi-mi pare rău că ceilalți membri a cecului nu l-au ascultat pe acest om care a informat că nu există greșeli, că au acceptat acea notă informativă prezentată de Gafton, care, cum spunea ta, reprezentantul a fost falsificată. Și îmi pare rău că curtea de apel și judecătorul e frumos de la curtea de apel. Eu l-am prezentat martorul în judecată. A doilea martor n-a fost acceptat în judecată. Eu știut că el nu este martor convenabil și nu l-am admis. Asta o să fie un motiv pentru recurs la Curtea Supremă de Justiție. Martorul Savciuc le-a spus, domnilor, eu am semnat, poftim, am semnat așa cum v-am dat vouă lista la cec. De ce nu v-ați verificat? Deci dosarul este fals, 100%. Ultima instanță este Curtea Supremă de Justiție, unde voi încerca să obțin dreptate, dacă mai există dreptate în Republica Moldova.